Hey, what the fuck is up? Eu sunt Andreea și astăzi facem un nou vlog. Astăzi facem o chestie mai ciudată. Sunt aici cu prietenele mele și o să mergem în pădurea Hoia Baciu. Suntem la Cluj și suntem în... trebuie să iau cheia. Am văzut să ducem gunoiul acolo în spate. Și acum intrăm în blocul meu minunat aici. Uite, vedeți? Se vede. Și trebuie să intrăm prin scară. Că suntem în spate, practic. Acum intrăm în față și mergem la mașină și mergem la pădure. Și am pus, deci o să mergem direct în zona aia unde se întâmplă chestii paranormale. Pentru că acum o săptămână am fost prin pădure, pur și simplu am văzut copaci care erau căzute așa și, mă rog, o să vă arăt și vouă dacă mai găsesc. Acum mergem direct la poiana aia unde se întâmplă chestii paranormale și o să facem plajă acolo, aparent. Cred, nu știu, vedem ce o fi, o fi. Bună! Deci noi suntem 3 persoane într-o mașină de 2. Da, basically. Suntem în mașină, uite, ea conduce, noi stăm aici pe scaune. Comod chiar. Da. Ia mă ține în brațe. Chica. Și acum ne luăm Waze-ul ca să vedem dacă vine, dacă e poliție. Că pe Waze știți și voi că apare unde e poliție, de obicei, numerul, dar de obicei. Și da, mergem înspre Hoia Baciu. Mai poliție n-ar trebui iar. Da, deci... Nu mai știu ce am vrut să zic, dar mergem în pădurea Hoia Baciu în orice caz, mai zis și mai devreme, deci, da, uite, deci să stăm în mașină. Deci nu sunt locuri în spate, suntem 3 în mașină de 2 persoane. Ia că în telefon văd și unde suntem. Parc Antold? Da. Mirați la dreapta pe strana Slidic de pe pătrat. Guys, tocmai am trecut de zona principală și acum suntem pe niște străzi, zici că suntem stați. Zici că suntem în Hollywood Hills aici și urcăm. Da. Și am fost așa seara pe aici. Uite, iar niște oameni. Și a început să plouă între timp. Mamă, dar ce prost se vede. Da, bă, e foarte normal. Bă, frate, dar de ce tu vin cu 300 la oră? Dar și tu mergi cu viteză, bă, ți se pare? Nu crezi că ai mai așteptat cu viteză? Da, bă. Așteptăm să termine playa. Și uite. Uitați, guys. Nu știu dacă se vede ceva, dar se vede orașul acolo în partea aia. Guys, noi am ajuns la locul unde va trebui să lăsăm mașina pentru că nu putem să mergem cu mașina asta pe drum din ăsta de pădure pentru că e prea joasă. Deci va trebui să mergem pe jos 3 km, 3 km și plouă extrem de tare. Cred că se aude și se vede. Acum asta se oprească ploaia și poți să mergem încolo. Și noi care voiam să facem plajă în Poiana. Emoji-ul ăla. Ca să zâmbiți așa cu dinții, bă, ca să pară gen, sunt ok, dar nu sunt ok. Uitați. Așa se vede. Și noi încolo trebuie să mergem undeva. Am făcut o față tristă, pentru că sunt tristă. Și am plecat în aventură, strigați ura. Deci... Tocmai o trebuie să împingem mașina pentru că a plouat și acolo gen sunt mașinile parcate. Da. O trebuie să împingem mașina ca să scoatem din noroi pentru că este efectiv plin de noroi pe rost, o să vă arătăm când ne întoarcem înapoi. Și acum mergem pe jos și scrie că facem jumătate de oră până acolo, pe jos. Pe câmp. Așa. Prin asta mergem noi și încolo se vede orașul. Dar este o experiență minunată. Mi-am pus ochelari de soare ca să nu-mi intre apă în ochi. Și da, o să vă arătăm peisaje superbe, mirobolante de acolo, de unde ajungem. Guys, am ajuns la o parte din drum și prima chestie pe care o vedem deja este această ceață. Că am dat cu wide. Uite, vedeți voi? Vedeți? Este un fenomen paranormal ceața. Și noi am venit pe acolo. Gen am coborât și mergem în acolo. Trebuie să urcăm. Again. Uite. Sunt niște oameni acolo, dacă se văd. Biciclete. Măcar dacă avem și noi biciclete. Bună, prieteni, am ajuns în partea de pădure. Și aici puteți să vedeți acest copac minunat, care sunt 4 copaci crescuți din aceeași rădăcină. Și zic că asta e unul din chestiile care se întâmplă în această pădure. În cresc. Cineva a bătut. Ah, da. Deci cresc copaci mulți din aceeași rădăcină, gen multe
din astea, cu mulți copaci, nu știu cum să zic, sunt obosită că am urcat și trebuie să mergem pe un drum care arată așa. Și... Bun, nu sunt minunat, am descoperit această chestie, care este, nu se vede, stați, dau pe wide așa, perfect, gen, bă, da, voi vedeți gen că pământul ăsta negru de aici, și gen ăla pe care mergem noi, parcă e mai mare o puțin, sau mi se pare mie doar. Cred că s-a surpat. Da, așa, singur? Și gen, nu-i drum. Că zici că sunt niște roți de la mașina aici, doar că în partea aia nu-i drum, sunt copaci. În partea aia nu-i drum, sunt copaci. Gen, de ce e asta aici? Foarte dubios. Hai să intrăm în ea, vreți? Hai. Poate ăsta e un portal spre o altă lume. Aolo. Poate cad în jos. Ce? S-a mișcat ăsta și m-a aruncat pe mine. N-am căzut. Suntem safe. Deci nu se întâmplă nimic aici. Haide. Cum vă simțiți? Bă, aici puteți să-mi vedeți double chin-ul. Și părul meu stricat de toate crengile prin care am trecut. Nu, și nu-mi place unghiul ăla de jos. Bine, filmăm așa. Suntem într-o altă lume acum. Da. N-am răpit extraterestri. Haide. Aha, dar se scutură din copaci, gen. Așa. Și acum să ne iau zeneul ăsta, știi cum atrage chestia așa. Ne iau zeneul. Am ajuns pe Pluto. Aici am mai descoperit o chestie care se întâmplă exclusiv în această pădure minunată. Acest copac este căzut. Și... Da, ci că cad copaci fără motiv. Ne-am uitat la un documentar unde ziceau toate chestiile astea, deci... Și ziceau că se aud sunete și noi am auzit mai devreme pe cineva care urla, dar nu știu, poate mai sunt oameni pe aici prin pădure, gen să nu zicem acum că se întâmplă chestii paranormale, că deocamdată nu ne-am căcat pe noi deloc. Cad copaci, gen așa fără motiv, se rup pur și simplu ca și ăla de acolo. Și sunt copaci care sunt crescuți așa, gen merg în loc să crească așa, cresc așa. Și o să vă arătăm dacă găsim. Și uite, toți copaci sunt așa, gen strâmbi și căcat. O să punem, dacă nu găsim copaci de care sunt așa, să vă arătăm și vouă, o să punem poze de unde am fost acum o săptămână, din cealaltă parte de pădure, că acolo am găsit copaci de genul. Și vă arătăm, prieteni, și vouă. Guys, am uitat să vă spun că în timp ce eram pe drum, mi se părea că văd un iepure. Și iepurele meu era maro și Timi a văzut un iepure. Care era negru. Care era negru. Deci nu era același iepure, dar noi am văzut iepuri. Mă înțelegi? Suntem doar tripate. Jur, efectiv. Și acum suntem pe drum forestier. Și este foarte noroi și nu știu ce o să facem când ajungem la mașină. Că nu o să intrăm așa încălțate în mașină. Stai puțin să arătăm noi, că la noi parcă e mai șec. Efectiv. În nostru se află niște oameni care nu avem nici cea mai mică idee de unde au apărut aici. Îmi plac extraterestri. Pentru că, gen, noi mergem de o oră pe drumul ăsta și nu... Bă, iar aud chestii. Tu nu auzi că țipă cineva parcă din partea aia? Acum n-am bă, auzit. Și gen, auzeam, îi vedeam dacă erau în spatele nostru, nu puteau să meargă mai repede decât noi. Că, gen, noi nu mergem, noi mergem normal, adică nu mergem nici încet, nici repede, mergem normal. Și oamenii ăia, ce căcat, au fugit în pădure ca să ajungă... Mai sunt? Nu. Păi și unde a dispărut? Bă, da, erau, deci să mor de... Era cineva în albastru, nu? Da, trec cu albastru, erau două persoane. Făceau și gălăgie. Da, exact, făceau... Bă, da, dintr-o dată au apărut și făceau gălăgie și acum iar nu mai sunt. Poate cred oamenii pe vlog că facem mișto de ei, dar de fapt... Nu. Asta chiar se întâmplă, gen. Se aud? Eu sunt în spate încă. Sunt în spate. Păi și atunci de unde se aud? Da, uite, uite, gata, vine. Vedem, vedem, vedem. Puh, deci nu sunt fantome. Am ajuns, am ajuns. Ce e aici? Nu știu ce e aici. Uitați, guys, unde am ajuns. Iar, iar pământ negru. Mamă, dar ce e aici? Uitați, acolo sunt oamenii. Nu înțeleg, de ce trebuie să luăm. Uitați acolo.
Ba da. Unde trebuie să o luăm? Mă uit acum. Guys, am ajuns aici și am găsit această chestie de la off-road, cred. Și am ajuns în Poiana în care trebuia să ajungem gen acolo. Și am văzut că mai sunt oameni gen. Și acum trebuie să ne ștergem pe picioare că... Că da. Am descoperit o metodă nouă de... Eu mă duc să mă șterg pe iarbă. Prieteni, uitați-vă unde suntem. Bă, ce selfie-uri este aici. What the fuck? Uite-te puțin. Deci știm ce facem după ce terminăm acest cadru. Deci am ajuns în această Poiană minunată. Așa se vede. Este foarte mică. Credeam că este mai mare de atât. Și stați să vă arăt marea surpriză. E uscat. Efectiv, e uscat pe jos. După ce în toată pădurea era așa. Ud și așa. Noroi. Aici este uscat pe jos și poți să te așezi. Și este soare, doar că acum intrează nori. Și când am plecat de la mașină era întuneric, erau nori. Wow. What the fuck, ce-i pe... Voi vedeți ce am scos de pe piciorul meu? Mai mâțărea la zilei. Mie somn, oameni. Fata asta nu mă lasă să dorm ajutor. Ai dormit 8 ore, fă. Isteria. Să nu sunt o persoană rea. Că nu mă lasă să dorm. E o insultă. Să mă... Uite, vezi? N-a văzut nimeni ce s-a întâmplat. Am fugit încolo și după aia am venit încoace. Dacă vezi asta, scrie-i. If you're watching this, e prea târziu. It's too late, baby. You feel me? Sau nu e? Nu, niciodată nu e prea târziu, scrie mie. Dacă vezi asta, scrie-mi și mie. Glumesc. I'm gonna fucking kill you right now. Uite, o să fie thumbnail-ul. Aici cu gazica mea. Ce fain se vede, frate. Păi stai. Devine satisfăcător să fie. Și acum avem stăm în toate poezile și facem screenshot. Bă, dar stai milicită așa cu raspital, bă. Da, pe bune, frate, uite-te și tu la mine. Încă mă chinii, tu vezi ce-am scos? Uite-te numai două secunde ce-am scos. Nasty ass. Hai să le arătăm și lor. Deci, uitați-vă și voi ce-am scos de pe papuc. Și nu e talpa papucului. E jeg. Don't be shy, show some more. Eu nu am nimic pe talpa. Asta e o chestie din aia paranormală, fios. Stai. Deschid poarta 6 chakra, 7 factori să se miște. Poate fac o pranayama, controlez o pranapana, frate. Palamane, mane, mane, mane. Gen high, ai orie, mișcă din bulane. Am un telescop romal, ești gen Ivrea. Hai zi mă, stocarez, mă știu cargat în mereu. O plalo, gen Ivrea, ca vec. Pentru cine nu înțelege, frate. Am 4 vagaboate și sunt mează grame. Ce faci, ce faci, trap, mă întreabă lumea întreagă. Coaiele răspund că jaghe, mange, buc și stomacul mă arde. Știe toată lumea că am devenit artist de foame. Și acum dacă mă vezi în buzunare am milioane. Am mic și brică zic când tata aia intra pe la pârnaie. Am rămas fără un leu în buzunar, m-ați luat de fraier. Ați râs de mine, mă lua cu frisoane. Când eram mor de droga de la frustrare, bani. Nu am nevoie de droguri, fiindcă eu sunt drogul. Și mă injectez cu bani verzi și ori mi-e antidotul. Panarame nu discut, mă mascut. Mă uit în oglindă și zâmbesc, fiindcă știu cine sunt. Guys, noi tocmai ne-am decis să plecăm înspre casă.
Mă rog, aici este Poiana minunată, unde când o să-ți facă mai cald afară, o să venim să dormim cu corturile lor. Dacă vezi asta, o să venim și cu tine, că am zis de mult că facem chestia asta. Și acum plecăm pe drumul spre casă, sper să-l mai găsim, pentru că facem o oră de aici până la mașină și este oribil drumul, deci da, hai să mergem în timp ce vorbesc, bă. Dar arată-le drumul din partea asta. Da, ăsta l-am arătat. Uite, v-am arătat zona asta. Bă, și era, la un moment dat eram acolo în Poiană și pe partea asta de pădure, gen pe unde suntem noi acum, bătea vântul și pe partea cealaltă nu. Și nu se vedea că bate deloc. Și au trecut unul cu mașina. Da, au trecut niște oameni cu mașina, au trecut niște oameni cu câini și cu biciclete și a fost foarte multă lume vine aici, deci o să mai venim, o să stăm cu corturile și am auzit că ce că se fac party-uri aici. Noi nu mergem ca tristele, fără muzică. Doar că filmăm cu minunatul meu telefon care este conectat la minunata boxă, deci mereu când pornesc, flexează-o. Nu facem reclamă neplătită. Ascultăm muzică, doar că mereu când pornesc să fac un cadru, se oprește pentru că filmăm cu telefonul, pentru că pentru că am cărat dita mai boxa aia care are 10 kg. Pe bune, are 10 kg. Sau 8 sau 10, ceva de genul are boxa aia. Pe lângă că am cărat boxa, nu mai aveam chef să car și camera, care cu tot obiectivul și cu microfonul și toate astea, are și aia vreo 10 kg. Deci filmăm cu telefonul pentru că este ok. Filmează bine, se vede bine și pe Smart TV, cred, sper. Deci da. Guys, deci nu am găsit niște copaci să vă arătăm unde am fost, dar acum am venit pe alt drum spre mașină și lăsați-mă să vă arăt. Uite puțin cum se văd copaci, dar nu se vede așa pe videoclip cum se vede în realitate, dar se vede super drăguț. Se vede mișto, uite, am făcut acum cu wide. Da, deci n-am văzut copaci aplicați. Uite puțin ăsta. Acolo se vede puțin. Oricum o să pun niște poze aici, dacă e ca să vă arăt. Guys, ne-am întors înapoi în oraș. Ciao, și am vrut să mergem la Mac să mâncăm, doar că era o coadă extrem de mare. Și am mers la Mega Image, ne-am luat mâncare și acum stăm la foișor și mâncăm, ca ultimele triste. Și trebuie să cumpărăm pentru 3 furculițe. Trebuie să cumpărăm efectiv un pachet de nu știu câte sunt acolo. Și acum așteptăm să vină și ceilalți prieteni ai noștri. O să mâncăm, o să mai stăm puțin pe afară și mergem acasă, unde o să facem de mâncare. Ei, unde e excitement-ul că facem de mâncare? Facem de mâncare. O să fac, nu vă zic ce fac, o să vedeți pe moment.